Băsescu a declarat la Târgu Jiu că formarea unui mix energetic este imperativă în situația complexului energetic Oltenia. Fostul președinte a criticat lipsa de acțiune a guvernanților în domeniul energetic și a acuzat întreaga clasă politică ce a susținut guverne în ultimii ani că nu a acceptat crearea unei formule care să ajute producătorii pe bază de cărbune. Am spus de mulți ani, trebuie găsită formula mixului energetic. Un mix între hidro și producția de energie pe lignit, pe cărbune în general, în așa fel încât toată energia să fie competitivă. N-au vrut, au fost destui deștepți care au spus nu ținem competiție. Este o competiție incorrectă. Fostul președinte a declarat că CEO ar putea deveni principalul furnizor de cărbune începând de anul viitor, când un reactor de la Cernavodă se închide temporar, iar producția de energie trebuie compensată de către producătorii clasici. În caz contrar, susține Băsescu, România va importa masiv lignit. Aș atenționa însă asupra unui lucru, ceea ce obligă guvernul de tehnocrați să gândească. În curând se împlinesc 30 de ani de la darea în funcțiune a primului reactor nuclear de la Cernavodă. Reactor care produce 900 de megawați. Va intra în revizie pentru 2 ani. Iar la complexul energetic Oltenia se pregătește reducerea masivă a producției. Și accentuarea șomajului. Dar atenționez de aici, de la Târgu Jiu, că trebuie făcut tot ce se poate pentru ca complexul energetic Oltenia să-și mențină capacitatea de a da sistemului energetic lignit. Este esențial pentru că atunci când se va opri reactorul 1 și mă tem că se oprește în 2017, nu o să știm și nu o să mai prididim cu importul de cărbune pentru a ne pune termocentralele în funcțiune. Deci cred că este un element esențial care trebuie tratat politic și soluționat prin decizie politică, nu neapărat economică. Pentru că decizia de a avea o Românie independentă energetic este în primul rând o decizie politică. Traian Băsescu a criticat și afacerile din domeniul energetic în care au avut interese inclusiv politicienii și a amintit de cazul fostului premier Victor Ponta și al fostului ministru Danșova, care sunt inculpați în dosarul contractelor de asistență juridică de la Rovinar și Turceni. Uitați-vă în județ aici. Uitați-vă la complexul energetic Oltenia. După înscăunarea Marelui Ciurel, cu sprijinul senatorului Șova, a deputatului Ponta, complexul a ajuns în situația în care a ajuns. Și este un complex industrial de a cărui funcționare ține în mod major viața cetățenilor din Gorj. Conducerea complexului energetic Oltenia a anunțat 2000 de disponibilizări, închiderea unor cariere și implicit reducerea producției.